În ultima perioadă, cazurile câinilor vagabonzi care au îngrozit trecătorii au crescut îngrijorător. Primăria, în colaborare cu Asociația Anima și un ONG din Germania, au început demersurile pentru construirea unui nou adăpost de câini pe dealul Godeni. Dacă încăperile din Gruia adăpostesc în prezent peste 800 de patrupezi, cel de la intrarea în municipiu va avea o capacitate de peste 3000 de animale. Fondurile sunt asigurate de ONG-ul german, iar primăria a pus la dispoziție terenul. Acest adăpost rămâne singura speranță a câmpului lungenilor în materie de câini vagabonzi. Asta pentru că situația a scăpat în acest moment de sub controlul autorităților. După cum se observă în spatele meu, se muncește, lucrurile au început să dea contur. Sperăm cât mai repede să termine acest adăpost, să aducem câinii din Grui, să-i aducem aici în condiții foarte, foarte bune. Avem și din partea asociației înțelegerea și convingerea că o să termine cât mai repede cu acest adăpost. Câți câini va adăposti? În jur de 3000 de câini. Sperăm să nu fie nevoie de atâția, dar cam atâta este capacitatea acestui adăpost. Ce facilități va avea? Vor avea facilități foarte bune, cu padocuri moderne, cu spațiu destul de mare pentru a se mișca în liber în cuști, scurgerile care duc la niște fose septice, totul va fi exact ca în Germania, ca adăposturile din Germania. Cine va finanța adăpostul? Adăpostul este finanțat de Asociația Anima, după cum bine știți. Asociația Anima nu se mai află sub incidența unui contract cu primăria Câmpulung, iar din teritoriu ridică numai în cazul în care situația o cere, vorbind aici de câini bolnavi sau suferinți. Odată cu inaugurarea noului adăpost, primăria va reînnoi contractul cu Anima, iar serviciul de ecarisaj va putea fi făcut așa cum ar fi trebuit și până în prezent.